Din documentele oficiale am constatat că centrala cu ciurgan vinde acestei EnergoCapital energie electrică la un preț de 1,8 cenți per kilowatt. Dar noi procurăm energie cu 6,8 cenți. Moldova consumă pe an 4 miliarde de kilowatts, aproape, din care 3,2 miliarde nu sunt produse aici local. Noi le cumpărăm de la Cuciurgan sau din Ucraina. Ucraina deja nu ne mai livrează, deci numai de la Cuciurgan. Înmulțiți, vă rog, 5 cenți cu 3 miliarde de kilowatts. 15 miliarde de cenți, tăiem 20, 150 de milioane de dolari pe an. Cât suntem noi? 3 milioane de moldoveni? Deci câte 50 de dolari pe an se fură din buzunarele noastre și se duc la acest EnergoCapital, care se sună de ANRE, Ministerul Economiei, SIS, CNA și așa mai departe. Cunoaștem cine controlează aceste structuri, cunoaștem cine e regimul separatist din Transnistria, faceți concluziile. Cui plătim noi acești bani? Jumătate din prețul energiei electrice pe care le achităm noi, jumătate din factură se duce în buzunarul acestei companii cu fondatori offshore.